Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invit la prăjitură Fanta. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 6 linguri de zahăr, 4 linguri de făină, 2 linguri de cacao, 100 de ml de ulei, un praf de copt și sare. Punem în bolul unui mixer gălbenușurile și zahărul și le mixăm un minut sau două minute, apoi adăugăm uleiul și continuăm să mixăm. Separat cernem făina împreună cu cacao și cu praful de copt și le adăugăm peste gălbenușuri. Batem albușurile spumă împreună cu un praf de sare și le încorporăm și pe ele în compoziție.
Tapetăm o tavă cu hârtie de copt, tavă de 25 x 35 de cm, turnăm compoziția și o coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25 de minute. Pentru jeleu avem nevoie de 2 prafuri de budincă de vanilie, de 1 litru de suc de portocale și de zahăr. Vom prepara budinca conform instrucțiunilor de pe ambalaj, dar înlocuim laptele cu suc. Punem pe foc și după ce începe să se îngroașă, oprim focul și o turnăm în tavă, apoi o băgăm la frigider peste noapte. Rețeta clasică este ca atunci când jeleul este gata, să-l turnăm direct peste crema noastră de brânză. Însă eu voi face un alt fel de jeleu cu 2 modeluri diferite, după cum veți vedea. Pentru al doilea model de jeleu am spălat bine portocalele, le-am lăsat cu tot cu coajă, le-am tăiat felii, le-am așezat în tavă, iar peste ele am turnat budinca noastră și le-am băgat la rece la frigider peste noapte.
Am scos blatul de la cuptor, așa că îl vom lăsa complet la răcit la temperatura camerei. Timp în care ne vom ocupa de crema de brânză. Pentru crema de brânză avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci, 200 de grame de unt, 200 de grame de zahăr pudră și o esență de vanilie. Vom începe prin a mixa untul împreună cu zahărul pudră până vom obține o spumă. După care vom adăuga brânza și esența și vom continua să mixăm. Crema astfel obținută o întindem peste blatul răcit, o nivelăm și o băgăm la rece peste noapte. Iar a doua zi, pur și simplu, am răsturnat geleul peste crema de brânză.
Sper că v-a plăcut rețeta noastră și că o veți încerca. Este delicioasă! Iar până data viitoare, vă doresc poftă bună!